Diana Șoșoacă a fost inițiatoarea unui demers cel puțin ciudat săptămâna trecută, când a mers împreună cu alți trei parlamentari într-o vizită la ambasada Rusiei, fără să aibă un mandat din partea vreunei instituții a statului român. După acest episod, senatoarea vine cu alte declarații șocante și îl invită pe Vladimir Putin în Parlamentul României. Șoșoacă îi îndeamnă pe susținătorii săi să le scrie parlamentarilor care îi reprezintă și să le ceară să boicoteze discursul lui Volodimir Zelenski din Parlamentul României, programat pentru ora 19 luni seară. Zelenski urmează să se adreseze Parlamentului României cu ce drept, ce vrea să ne mai transmită de această dată. Ipocrizia, cinismului și tupeul sunt fără margini. Scrieți parlamentarilor să refuze dialogul cu Zelenski. Acest cetățean ucrainean a fugit până în România, unde s-a pripășit printr-un buncăr din Brașov, de unde ne vorbește astăzi în Parlament despre cât sau cum ar trebui să-l ajutăm. Odată ce l-ai invitat pe Zelenski să vorbească în Parlamentul României, normal ar fi să ai obligația să-l inviti și pe Vladimir Putin, a scris Diana Șoșoacă pe contul său de socializare. Înainte de întâlnirea din Parlamentul României programată de la ora 19, rusofila Diana Șoșoacă a susținut că va încerca să ia cuvântul pentru a combate intervenția lui Volodimir Zelenski. Până la urmă, senatoarea urlătoare a renunțat la planul său inițial și chiar a părăsit plenul în timp ce președintele Ucrainei își susținea discursul.